Bună găsit, dragii mei, sunt Oana Matei și voi sunteți pe canalul Îngrijirea Florilor. Răspund astăzi la o întrebare care vine obsesiv în ultima vreme. De ce își pierde Crăciunelul florile? Cum facem să ne bucurăm de florile lui și după ce îl aducem acasă de la magazin? Ei bine, sunt mai multe cauze pentru care planta poate să-și piardă florile. O să le trecem în revistă pe cele mai importante dintre ele, și cum putem să prevenim uh, acest lucru, în măsura în care ține de noi. Schlumbergera, pentru că despre ea este vorba, Crăciunelul, în ciuda numelui său, nu este o plantă care rezistă la frig. Chiar dacă înflorește în această perioadă de iarnă este o plantă tropicală, este un cactus de pădure care crește în zonele cu climă caldă. Nu suportă frigul de afară și ăsta este unul dintre principalele motive pentru care florile cad. Pentru că noi îl cumpărăm dintr-un magazin unde este temperatură mai ridicată, da? ieșim cu el afară unde e noiembrie, decembrie, da? e perioada în care planta înflorește, unde este foarte frig și venim cu el acasă unde din nou sunt temperaturi ridicate. Aceste alternanțe pot să producă plante un șoc și imediat să-și piardă florile. Este prima cauză. Ce trebuie să facem? Trebuie să-l protejăm. În momentul în care l-am luat din, din, florărie, trebuie să îl protejăm, să-l punem în, fie într-o pungă, fie să-l învelim, fie să mergem foarte, foarte repede cu el în, în mașină ca să nu uh, treacă prin uh, frig. O a doua cauză, poate la fel de de întâlnită, este faptul că plantei nu îi place deloc, dar deloc să îi fie schimbat locul. Uh, locul unde stă de obicei. De aceea se cheamă popular și nu mă deranja. E, aici e mai puțin, uh, mai puțin ține de noi dacă uh, cumpărăm planta pentru că Gândiți-vă, ea odată pleacă din uh, seră, își schimbă locul în uh, florărie, după care ajunge la noi în casă. Deci, automat, sunt, uh, sunt trei locuri unde ea uh, stă în uh, scurt timp, ceea ce nu-i place deloc. Și poate să își piardă total florile imediat cum am adus-o acasă. Nu putem să facem prea multe în acest caz. Doar să uh, minimizăm riscul, să zic așa, și de aceea ce vedeți aici este o plantă cu boboci. Bobocii rezistă ceva mai bine decât uh, florile, uh, cele care sunt deschise uh, pe deplin, și atunci e de preferat, dacă tot cumpărăm o plantă, să luăm una cu boboci și cu boboci mai mici. Ca să poată să se adapteze. Dacă este planta noastră și dacă o creștem pentru mai mulți ani, atunci trebuie să avem grijă să nu-i mutăm locul cu câteva luni înainte să înceapă această perioadă de iarnă în care ea înflorește, pentru că este o plantă de zi scurtă, și, cum spuneam, să rămână în aceeași poziție. O a treia cauză pentru care șumbergera poate să-și piardă uh, florile este legată de umiditate. Vă spuneam că este o plantă care crește în pădure, este un cactus de pădure, o plantă tropicală și uh, mediul ei natural este unul umed, umezeală la nivelul aerului, atmosferică, nu la nivelul rădăcinilor pentru că este o plantă care uh, putrezește și moare foarte repede dacă este odată în exces. Însă, la nivelul aerului va trebui să îi asigurăm o umiditate mai ridicată. Nu este indicat neapărat să o pulverizăm așa cum facem de exemplu cu alte plante uh, tropicale cu alocasiile cu uh, altele, cu frunze mari de exemplu, însă uh, putem să apelăm fie la un umidificator, iar dacă nu-l avem Clasica farfuriuță cu pietricele sau cu bile de argilă, cu apă, care așezată în apropierea ghiveciului va ridica umiditatea din aer. Acesta este, acestea sunt variantele pe care le avem la îndemână pentru a salva planta dacă o aducem în casă. Este o plantă frumoasă și ar fi păcat să nu ne bucurăm de florile ei cât mai multă vreme. Sunt Oana Matei, dacă aveți întrebări, nu uitați, vi le aștept aici pe canalul îngrijirea florilor la comentarii, dacă aveți de asemenea nedumeriri și dacă căutați informații despre îngrijirea plantelor, găsiți sute de materiale pe site-ul nostru florilor.ro și de asemenea vă aștept în grupul de Facebook Doctorul Florilor.